percheziți în satul Cișmichioi din raionul Vulcănești. Forțele de ordine au ridicat trei arme și mai multe cartușe, toate deținute ilegal și folosite pentru braconaj în zona de sud a țării. Armele au fost găsite în locuințele a doi bărbați de 30 respectiv 33 de ani, care ieșeau la vânătoare pe timp de noapte fără autorizație. Polițiștii urmează să stabilească proveniența armelor. Suspecții riscă între 2 și 7 ani de închisoare.